Știai că în două luni cât durează vacanța, mintea copiilor se dezvoltă cât cea unui adult într-un an? Programul Fast Track Summer Camp oferă copiilor distracție și dezvoltare armonioasă la pachet. Vino să descoperi universul Fast Track Kids în cadrul programelor speciale de vară. Timp de 5 zile, în cadrul modulului Spencer face sport, copiii vor avea ocazia să experimenteze o varietate de sporturi din întreaga lume și să-și exerseze abilitățile de lucru în echipă, să fie implicați în activități sportive și să persevereze. Ei vor face cunoștințe cu Spencer, cel care îi va însoți în întreaga lor aventură sportivă în jurul pământului. Alături de Spencer, fiecare zi va începe cu mișcări, exerciții de încălzire a mușchilor, pentru că nimic nu le epuizează mai mult pe om decât inactivitatea fizică permanentă, spune Aristotel. În prima zi, după primele exerciții de înviorare, copiii își confecționează pașaportul de fitness. Vor porni într-o călătorie virtuală în lumea sportului și îi vor cunoaște pe antrenorii Sam, Natasha și Amber, care îi vor ajuta să înțeleagă mai ușor cum se desfășoară jocurile de baseball, cricket, tenis și atletism. Pentru că toate jocurile sportive se desfășoară conform unor reguli, antrenorii le vor explica etapă cu etapă care sunt regulile fiecărui sport. Odată ce au aflat despre aceste sporturi, copiii vor cunoaște cuvinte din limba engleză care descriu diferite elemente ale acestor sporturi. În cea de-a doua zi, copiii își continuă aventura cu alte 5 sporturi: gimnastică, înot, scufundări, yoga și ping-pong. Personajul Paula îi va însoți în sala de gimnastică pentru a cunoaște acest sport practicat încă din Grecia antică și aparatele caracteristice. Deoarece exercițiile la inele, la bârnă și la sol sunt atât de cunoscute la Jocurile Olimpice, micilor sportivi le vor fi prezentate informații despre istoria acestor jocuri. Vor afla nume cu rezonanță pentru rezultate deosebite la fiecare dintre aceste aparate. În cea de-a treia zi, micii sportivi din echipa Fast Track Kids vor face cunoștință cu alte 4 sporturi: fotbal european, fotbal american, golf și hockey. Antrenorii vor ghida copiii să descopere regulile fiecărui joc, să cunoască o scurtă istorie a acestora și numele celor care au jucat pentru prima dată aceste sporturi și ale celor care au obținut rezultate importante. Ei vor identifica echipamentul specific fiecărui sport și terenul pe care se joacă aceste sporturi. La finalul zilei își vor completa jurnalele cu un desen sau cu o descriere despre sportul sau activitatea preferată, astfel încât în ultima zi să poată identifica mai ușor care sunt activitățile sportive pe care le-ar practica cu plăcere. În cea de-a patra zi, sportivii noștri vor face cunoștință cu James Naismith, canadianul care a inventat basketul, și vor învăța jocul din spatele acestui sport numit rața pe piatră. Eddie va familiariza cu jocul de volei, un joc ce necesită atenție și spirit de echipă. Și pentru că este vară și este foarte cald, este un moment potrivit pentru o plimbare pe gheață. Sporturile practicate pe gheață sunt patinaj, curling și hockey. După ce ne-am pus patinele imaginare, vom exersa deplasare pe gheață, vom viziona un meci de hockey, vom intra în vestiarele jucătorilor și îi vom ajuta să se îmbrace cu echipamentul de hockey. Cea de-a cincea zi este una specială, deoarece după o săptămână de mișcare, micii noștri sportivi vor recapitula toate sporturile învățate până acum. Pentru că ne-am plimbat prin toată lumea, descoperind o varietate de sporturi, suntem pregătiți să ne exprimăm preferințele, să le povestim celorlalți despre acestea și despre modul în care se joacă, să ne prezentăm pașapoartele de fitness și să ne distrăm împreună. Odată finalizate pașapoartele, copiii vor prezenta în fața părinților și a camerei de filmat sportul lor preferat și vor argumenta cum poate să contribuie acesta la o viață sănătoasă, conform proverbului latinesc, mens sana in corpore sano. Concluziile acestei săptămâni sportive? Practicarea unui sport ne face mai deștepți, ne menține tineri, ne ajută în menținerea controlului greutății, previne și ameliorează unele boli. Așa că... hai la sport!